Bună ziua, și de unde sunteți? Eu din satul Băbcelie, Raiuna Căușări, m-am numit de Sfânt Moldovan. Lupt 15 ani de zile cu mafia asta, m-a spus, balaurile din Băbcelie primarii, nu vor să fie și în măsoare pământul. Am fost încă în Chișinău, am document, că am plătit primii jumătate de și măsoare, primăriei îi sună dumnealui, îi sună în Chișinău, să nu vină, înțelegeți dumneavoastră? Și eu nu rămân așa. Eu am cumpărat casa în 76, cu 26 de ani. Prin decizia primăriei, s-au dat 30 soți, 4 de bani de casă și 26 de construcții. Am un fostul primar Seta Țibână, cu un om de ștav, o măsurat, cum o măsurat ei, cu o schimbat din 26 soți, i-a dat 20-96. Și prin 20-96, îmi pierd 20-26. Și prin 20-26, îmi pierd 19 soți, 38. La mine scade, la vecini râs. Se da, dau pe pământ, crește pe pământ pe noapte, nu știu cum. La Strungari are 20 de soți, din 92 în titlu are 20 de soți, primăria Seta Țibânei de 36. A moia asta primar care este, a moia Clava Nenova, îi de în 2007, îi de 37, adică se crește. A moia la Plotic Leonora, care neamă, nepot, are primar, are nepotă e procuror Lucian Alexandru, inginerul cadastral în Naș Șină, Seta Țibână are polcovnic în poliție, dar nu lucrează, Țibână Oleg, dar are Ina Ignat, o are judecătoreasă. Și nu pot nici de cum să frângui, să mafia lor, să-ți... Dar mă tale ai titlu, ai originalul titlu și scrie într-însu. Am original. Am 26 de soți. Și primărie, de ce nu vin? Te-ai adresat la primărie să vină să-ți măsoare? M-am adresat, dar m-am... Inginerul cadastral. 26 de ceri am. 26 de ceri? Am. Și primăria nu vine să vă măsoare, să vă spună că nu-i vincatul. Nu vine. Și ai dat în judecată. Am dat în judecată. Judecată în poliția lor, mă, dacă sunt neamurile lor. Dacă și tu futbolezi într-o parte, în altă? Da, și matale te-ai adresat la cineva la Chișinău, ai zis că ai fost la Chișinău. La cine ai fost la Chișinău? Și la procuratură, și la mare, și la Sergiu Lecțeniu, care ți-am fost în camera sa de vorbă cu dumneavoastră. El măr, că e așa. Eu nu înțeleg, o parte specială, că eu cald din acolo. La Maia Sat am scris de... Eu 4-5 ori am scris cere, plânge, să mă ajute. De-o să renovați, Se examinează, vin la dânsa, mică. Dar la și deputat ați fost, că ați spus că 2 ani în urmă ați fost și... La grădinarul Vasile am fost. Vasile grădinarul. Da, l-a dat la Căușânea timp de... Și el ce-a spus? Spus că e elementar, de fapt. Nu, eu dat pe altul om din Căușâni, deputatul din Căușâni, Arsenie, nu știu. Acea mi-a promis că ați face vasul, mă face măsurările. Și mică. Da, mă, tale, domnul Vasile, mă, tale, înțelegi că asta e un lucru elementar, să vină inginerul cadastral, să plătești și să-ți măsoare și să spune, iată, ăsta e hatul, mă, tale, și gata, să termină discuția. Nu vor, domnul, și gata. Nu vor. Babin din Căușeni, deputatul, iar din Parlament, este acolo. Vor, toți să lor. M-a spus că în arhivă. În arhivă nu-i decizia primării. Nu-i. Primarul spune că e în arhivă, dar în arhivă nu-i. Nu-i. E legal îndeauna. Dar mă, tale, ai torbă și ai un pumn de hârtie aici, ai toate puturile. Eu am 2 sași acasă. 2 sași de hârtie, judecăți, procese, pentru câteva ani, te poartă pe drum de ani de zile. Dosar penal, că să schimb dosar penal, văd că aici mergi cu scaide, am dosar penal, stat de instigăție. Și nu vor sta pe sunt procuror, în Căușeni, nici Maria Cojocar, nici Sfântul ăsta, Mocanu. Doamne, ferește, băi, da, Paulel Postic, da, tăți... Mă, dar știi pe toți. Procurorii tăți au scris ordonanță. Și s-au anulat tăți, tăți le-au amânat, au anulat tăți. Din doamna de la Maladeasă Costiucana, din secretarul Căușeni și doamna Apostol Ariona din Suvorov. Mă, dragă, mă tale ai treabă cu toți judecătorii, procurorii. Judecătorii. Și asta pentru o chestie elementară, să vină să-ți măsoare terenul care e pe titlul, mă tale, care l-ai cumpărat și să spună, ia ca până aici e pământul, mă tale, liniștește. Nu vor și gata, e ca doamna Raelian, judecătoasă în Căușeni, doamna Raelian. Deodată îmi spune, domnul Moldovan, tine falsificată și scrie în scris, ia ca și niții, Crișa, Alexandru, procuror Alexandru... Da, te-ai călăbășit la cap, cât să-i bune ești. Da, procurorul. Și când am uit de nu primăț că scriu cere, nu mi se fac cere în timp, rezonabil să fac cere în timp, și am pus 200.000 de șrafie, polițistul,
De acolo, pe loc? De pe loc, îi te refuz. Primăria e de câștig, nu primărie. Da, în primărie. Există ingineri cadastrali. Sunt foarte multe primării care n-au ingineri cadastrali. Este ingineri cadastrali de-a pieșină cu vecina mea, e naș, cu mătii, înțelegi? Care e ingineri procurosul Lucian Alexandru, înțelegi? Matea matilor, înțelegi? Și aici mă tale zici că ai venit la Cineu și ai plătit la un alt inginer cadastral să vină să-ți măsoare. Da, 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 da. Cât ai plătit? 3.500 ani, 2017, am document. Că ei plătiți. Cum îi spun la inginer cadastral? Nicolae Nicolaescu. Nicolae Nicolaescu. Și ei plătiți să vină să măsoare. Da, și nu vie. Și cerea că... Dar tu să-ți dai bani înapoi, dar? Nici bani nu sunt de ei. I-am dat și cât ei pleci, am dat, da, și original, dam copii la minte. Și am scris petiții, am scris... Și nimic, primăria nu vede. El abănuiește că domnul Dăban nu se pute, nu se pute hotar. Lasă pe ingerul cadastral să răspătate și a pierdut. Dar pe ingerul cadastral să iei la NASA, să-i dea mie. Dar au fost, 92 au fost stabilite hotarele, titlul niciodată, am original titlul am. Te documentație, din arhivă este, am 26 sote. Și nu vor nimeni, mă, oameni, nicăi, să zic, bandiți, eu răzbalau, eu n-am idei, n-am spus. Și se într-un sat la marginea pământului, unde și mă tale nu-ți găsești dreptate. Acolo, la vârsta asta, în loc, te odihnești, te liniștești. Eu sunt bolnavă de capul meu, că am rac, am avut din cauza lor. Și de nou, vor nimeni să uite, bă, să stiem picioarele, înțelegi, așa, oameni. Dar ești principial categoric, nu vrei să cedezi și gata, nu... Cum să cedezi și să-ți fost o sotă, mama, drag, sota lui, dar, de pământ, și gata. Până nu-ți obții dreptate. Dar cum de pe pământ? Eu plângă case cumpărate, mine cumpărate. Ia un proces, al dau o moștenire la decii. Dar doar când ești în moștenire 2006-2009, o dată în moștenire lor. Pământul eu. Acum așa e. Deci e bobrăzișie mare aici. Și la noi ai ajuns, noi doar nu suntem nici dreptați, nici ministri. Și putem să vă ajutăm. Și să vă ajutăm. Da, poate un avocat, poate un jurist, poate ceva să mai întâmplă. Nu, nu știu așa să mă aduc. Am înțeles, doamna Serea, adică când ne gândim. Prieteni, nu că noi ne-am ocupat cu stabilirea hatelor în satele Moldovei, lucru care ar trebui să-l facă primăriile sau inginerii cadastrali. Dar astăzi, situația de astăzi, de la prima oră, domnul Vasileu a venit la Chișinău, la noi la birou, vreau prin filmul ăsta să vă arăt cât e de putred un sistem de stat. Putred, nu am alt cuvânt. Un om simplu, dintr-un sat a Republicii Moldova, pentru o problemă elementară, exact ca și Adela de la Ungheni, să-i vină un inginer cadastral, conform titlului pe care îl are, că e drept de proprietate, și proprietatea este sfântă și intangibilă, să vină să-i bată patru țăruși și-i spună: domn Vasile Moldovan, asta e hatul dumneavoastră, nu mai îmblați pe instanță de judecată, nu mai scris plângeri la procuratură, nu mai scris plângeri în instanțele de judecată. Eu vreau să vă spun o problemă elementară, care nu e rezolvată la timp, cauzează zeci și zeci de plângeri, petiții și la care oamenii trebuie să răspundă. Deputați, miniștri trebuie să implice, să vină să stabilească hatul într-un sat. Ce înseamnă când nu-i abordare sistemică a unei probleme elementare într-un sat? Că așa l-ai cu mătru cu procurorul, că așa l-ai cu mătru cu inginerul cadastral, că primarul nu știu ce, legea este căpătâi pentru orice. Dacă nu există lege în statul ăsta, atunci cumătrii, procurorii, miliționerii, judecătorii, ei sunt cei care stabilesc mai departe legile. Uitați-vă un om cu un braț de hârtie, cu titluri, cu... și omul ăsta e categoric și principial, vrea să-și obțină dreptatea și nu vrea să cedeze. Zici că e pământul meu, eu l-am cumpărat, eu vreau să-mi fac dreptate, chiar dacă mor, să mă duc cu inima în păcat. Ce să-i spunem noi la omul ăsta? Așteptați ani de zile când 30 de ani nu s-au făcut dreptate și noi anul ăsta să facem? Vede că copia originalul meu. Este o copie originală românească. Și ce scrie între astea? Unii scrie spune. Dacă aici scrie 26, da? Și încă al doilea 04, da? Și mă tale, de unde știi că ai 20 de ani? Ai măsurat aparte? Și ai văzut că ai numai 20 de ani? Da, cam 100 de metri așa și 26 așa și. Ia că original din arhivă, original din arhivă. Mă tale, ai toate hârtiile, eu te înțeleg și cred. Original din arhivă, 26 ani. Indicat pe notar, dacă e notar, dacă documente pe notar. Și notar, dacă tot, astea sunt actele care le-ai cumpărat, mă tale. Da. Și l-a judicat când ai fost și nu ține cont de toate actele astea care le-ai fost. Domnul Crima, judecătorul, spune că cadastralul odată, de 3 ori o ratat original. Îi spun, știi, băi, oameni, nu arată de nică, nu arată, că n-are. Dacă mă tale, sunt originale sau mă tale. Dar și la mine, e n-are nică. Și judecătorul nu s-a uitat în actele astea care le... Domnule, sunt două ori fost judecată. Doamna Nina Vrabie, dacă n-a dus originalul la data viitoare, pe săptămână, a și dosat pe n-a zis mata.
O venit la judecată, trebuie să copiți judecătoare de aia. Nu întreabă, ești vedeți la niște mini, domnul Clima, nici nu mă întreabă. Ciotul, eu pierd de știu, apșiată. Și mă tale cu hârtiile astea original toate, nu au dispus, fac investigații, poate nu sunt adevărate. Eu mă uit după, după cum sunt ele, ele sunt 1 februarie 2010 și ele au ani de zile de când se eliberate. Ia că este originalul. Asta e cel care l-ai prima dată. Primul, dacă am dat în notar. Bacelia, Moldovan Vasile, titlu de proprietate funciară. Stimați domni și doamne, 1996. Mi-a dat 20-90 corespund originalul. Nu, e arhivă așa ceva. Nu-i domne, că nu-i. Nu-s doamne, e bandiți, hoți, mafioși. Nu-i. Planul geometric, este planul dumneavoastră. Dar nu sunt de sus, dar nu e în arhiv, nicăieri nu mă strat nimeni, înțeleg, mă taci. Popa Ion mă strat, ci că gard până la gard. Dacă ar fi, nu am documente, am documente. Cum de hârtii? Eu știu că durează foarte mult filmele noastre, dar uitați-vă o situație absolut incredibilă. Aștia vorbesc de stat de drept. Statul de drept există pentru cei care au furat miliarde. Pentru ei există legi, ăștia au drept la procedură, s-au încălcat procedura, au 3-4 avocați, sântind procesele de judecată, nu au răspuns niciunul din hoții de miliarde, filați și alții stau toți la libertate. Dar ei au distrus un stat întreg cu tot cu instituțiile lor. Asta e marea problemă. Un stat întreg l-a distrus și a distrus instituțiile statului elementare. O problemă, eu mă uit acum și înțeleg o chestie. La nivel de val, un lucru elementar care nu a fost rezolvat la timp cauzează probleme întregului sistem. Plângeri, cereri, judecăți, procuratură, ordonanță. Câți oameni trebuie să lucreze pentru că un inginer cadastral refuză să vină să-i măsoare un lot de pământ unui om de la Bacelia? E ca am o întrebare pentru deputați. Vreau să văd, măcar unul din deputații actuali, poate să scrie o interpelare pentru omul ăsta amărât, chinuit, ca primăria de la Bacelia să-i răspundă, să trimită inginerul cadastral și să-i măsoare pământul, spună, domn Vasile, conform actelor pe care le aveți, ăsta e pământul dumneavoastră și s-a terminat discuția. Chiar așa e de greu, majoritatea pas. Dați-mi un deputat care poate să scrie și care îl doare sufletul de poporul ăsta. Nu declarații sterile, proaste, că noi, vremuri bune, dați un om concret care să rezolve o problemă concretă. Măcar atâta, vă duci capul. Dacă nu mergem noi la Bacelia să întrebăm inginerul cadastral de ce nu merge. Toate bune, Doamne ajută!